așa? Da, din păcate da. Am luat decizia asta de sâmbătă, în urma jocului care l-am avut cu Caran Sebeșu. Pe mine m-a nemulțumit total atitudinea jucătorilor și în special atmosfera de pe stadion. Eu am jucat atâta timp la echipa asta și cred că am avut un cuvânt de spus în exprimarea mea ca jucător și pentru mine a fost o rușine să îmi strige demisia din a doua etapă. Ca atare am luat decizia să nu mai continui pentru că motive sunt mai multe, dar nu vreau eu să le enumăr acum aici. Transferurile care s-au făcut și jucătorii care au venit pe parcursul pregătirii. Sper că de acum încolo să fie un șoc la echipă și să înțeleagă că FC Brașov e un nume și cu mine, cu ei sau fără ei, FC Brașov trebuie să revină în divizia. Sper să înțeleagă, sper că antrenorul care va veni să aibă succes și să reușească performanțe cu echipa. Regret că nu ai venit aici? Regret că nu ai venit la FC Brașov? Nu regret nimic. Regret anumite lucruri care am avut încredere în unii jucători care am zis că dacă au jucat pe la divizia și au jocuri la divizia, am avut încredere în ei și am crezut că pot să formez o echipă din ei. Dar aici motivele sunt mai multe. Am adus prea mulți jucători care la echipele lor n-au jucat și e greu să formez o echipă în timp de o lună de zile. Am avut jucători care au venit în ultima săptămână. Să ai și rezultat. Îți reproșez ceva în cele două luni de astea aici? Îmi reproșez, trebuia să fiu mai atent la transferul. Nu trebuia să aducem jucători care n-au jocuri în picioare și care să stai o să-i resuscitezi două luni, trei luni până ajung la forma să poată juca, la forma optimă. Asta îmi reproșez. Asta e valoarea lor? Din cele două meciuri cu Baia Mare și care înțelegi? Eu nu cred că asta e valoarea lor. Eu nu cred, pentru că dacă asta era valoarea lor, nu ajungea unii dintre ei să joace în divizia. Dar problema mare, au fost prea mulți jucători aduși care nu au jocuri în picioare. Și aduși pe ultima sută de metri, care nu se mai putea face nimic cu ei. Adică nu că se putea. Trebuia puțin timp până se integrează, până vin la o formă sportivă optimă. Și cred eu cred și în continuare, pentru că lotul e bun și în timp o să spună valoarea fiecare. Merge la mine, când zice colegul. Nu, v-ați despărțit de Cosmin, ce soluție aveți? Din păcate, da, după mai multe ore de lămur, adică am vrut să negocier cu Cosmin, n-am reușit ca să-l conving să rămână. Era prea supărat după meciul de sâmbătă și atunci am căzut de acord în condiții amiabile să ne despărțim. Soluții? După masa antrenamentul o să facă antrenorul secund. Și pentru antrenor ne gândim că mâine avem un meci și poate mâine, poi mâine, într-o zi, două, să anunțăm și antrenorul care o să conducă echipa. Deci mâine speră la meciul de la București. Da. Adică Sabo poate fi o soluție pentru partea. Nu știu, să vedem. Adică mai sunt și alte variante? Mai sunt și alte variante, dar să vedem. Român, străin? Niciun caz străin. Antrenori liberi care sau local, eu aș vrea local, dar să vedem, că o să avem și discuții cu patronatul și o să vedem. Dar mâine o să vă anunțăm cel târziu, poi mâine antrenor care o să fie.